ăsta e drumul și pleacă pe frământ. Și mă duc și m-am îmbarcat la atelierul Ghirița Roșie, cu trenul Patriei am fost, cu unde s-a instalat comandamentul frontului extremit, româno-german. Acolo am fost până la căderea Odesei. Între timp, acțiunile care le-am avut acolo au fost că noi eram contra aviații. Da. Aviația, noaptea ne anunța cu rachete, cu ștea, cu două, mă rog, fiecare știm că ăsta e vinile noastre. Un avion a venit și nu a făcut semnale și am tras. Nu singur am tras, cum ai tras și alte este din dispozitiv. Jur. Am dat un avion jos. Am fost decorat cu bărbăcii și credinți, clasa 3. În sfârșit. Când am ajuns, nu mai vorbesc pe unde am umblat, că era foarte ușor. Și nu știam că, cum ar spune, n-am făcut politică, da, știam că era mult evreu. Mulți evrei. Pe urmă, să vă spun și asta, că am asistat la cum era vara, căldură. Noi cu trenul umblam, dar eram foarte păziți și noi, contraviații eram noi. Și noi eram păziți, dar aveam și linii care erau minate. Și am avut încă o aventură de tren. Aia a fost făcută praf iară. Și, în sfârșit, era și la podul Iloi, la podul Iloi. Vă spun și asta, am văzut eu, au pușcat 2000 de evrei, 2000 de evrei, au pușcat. Le-au făcut grup comune în orașul respectiv. Că am avut o pauză că noi, cum eram două trenuri, când era pe trenul ăsta, când era pe ălalt. Și noi eram liberi atunci și chiar că am intrat în oraș și scrie Jidan pe porți. Român, Jidan, Jidan, Jidan. Eram mai mult jidani decât români acolo. No. Păi și așa îi considera infractori. În cimitirul respectiv, era grup comun, așa, de cam de 50 de metri. Și până el era grup făcut de o stâțivar, stâșevar. Au venit vreo 60 de vagoane cu jidani, i-au pușcat și au băgat în grup comun, un rând de jidani, un rând de var, păstăie și așa mai departe. Cine i-a pușcat? Ați văzut cine i-a pușcat? Ceva ăsta din... Am avut și noi românii noștri care... Erau din armată sau cum erau îmbrăcați? Armată. Armata română sau auziți. German? Nu. Acum nu mă întrebați ce, nu știu. Nu. Nu. Pe cum i-ați văzut cum erau îmbrăcați? Eu i-am văzut, nu i-am văzut. Pușcat. Ah. Nu mai știm că i-am pușcat și am auzit. Și apoi i-au dus în mormântat. Asta știu. Că nu puteam nici să părăsim posturile. Și dumneavoastră, nu v-ați dus să vedeți ce s-a întâmplat acolo? S-a rămas numai dispozitiv cu trenul? Ce vă spun, ce am văzut, cimitirul cu brochile și așa mai departe. Da, da, da. Și pe urmă am văzut în pușcațul, le-am auzit că era undeva mai departe, dar am văzut că le-au mormântat pe ăștia. Da, da, da. Așa e. Dar v-am spus și am v-am spus, v-am spus. Sfârșit. Despre ce vreau să-mi spuneți? Că și la București, când a fost aia de la Jilava, le-au pușcat pe aia. Noi le-am făcut grupile. Și noaptea eram grupați, dar nu noi am îngrupat, alții. Când mergeam a doua, le făceam în grup, dar nu noi... Ei îngrupați. Îngrupau alții. Noi le făceam în grup. Era milița de termine. Da. În sfârșit. Pe urmă, ce s-a întâmplat, că s-a terminat. Am ajuns la Odesa. La Odesa, ne-au desfințat, adică nu că ne-au desfințat, dar ne-au trimis în permisie, ne-au dat permisie.
două săptămâni aveți permisie, vă duceți la unități, când o să vă întorceți, să nu vă schimbe, tot voi veniți, că voi cunoșteți acum și noi de voi vă folosim. Dar vine la unitate, pe mine nu m-a mai trimis comandantul. Iar raportul zic că plecăm noi înapoi, nu mai pleci tu, nu mai pleci, gata. Și adevărat că am avut un mare noroc atunci că pe mine m-a repartizat în cuzine la Reșița. Eram într-o comisie militară pentru se făceau aparate de centrale Bungescu.